Bună, mii prieteni! Eu, în postarea care am făcut-o pentru această emisiune, am încercat să sugerez o chestiune pe care eu am de gând să o dezvolt. Încă nu știu cum am să o dezvolt, nu știu dacă îmi găsesc suficiență susținători în acest sens, pentru că ceea ce încerc eu să fac la ora actuală în politică nu ține de activitatea noastră de partid al Mișcării Populare Antimafie, ci ține mai mult de o solidaritate, dacă vreți, cetățenească, pe Facebook, cum vreți. Deci eu cred că dacă noi, în condițiile actuale, dacă nu o să ne învățăm să râdem de noi, dacă nu o să ne învățăm să facem zeflemea, să facem satiră, să glumim pe seama noastră, nu o să reușim absolut deloc. Multe alte lucruri putem să nu le putem face la ora actuală. Noi degrabă economii nu o să reușim să facem în Republica Moldova. Noi nu o să reușim să facem educație, nu o să reușim multe alte lucruri care au nevoie de investiții, au nevoie de schimbări de mentalități și așa mai departe. Dacă noi nu o să ne învățăm să râdem de situațiile foarte comice, câteodată care par grave în Republica Moldova, nu facem absolut nimic. Și eu m-am referit acum la o situație extrem de comică care a apărut în ultimul timp, după un an de zile de așa zise proteste împotriva unei guvernări mafiote și manifestarea unor noi lideri care au apărut pe arena politică din Republica Moldova. Și degeaba sprijinătorii, de exemplu, o platformă, da, un grup mic, dar destul de gălăgios de fanatici, vor spune că Mocanu manifestă această acțiune sau dispreț față de Năstase pentru că este frustrat că Năstase i-a luat locul în fața lui Țopa și așa mai departe. Nici o problemă. Apropo, eu am văzut mai mulți, câțiva care se exprimă în sensul ăsta, ar încerca să-i inducă și cred că există, are dreptul la viață o asemenea părere că domnule, lui Țopa Mocanu nu i-a plăcut, l-a abandonat și l-a luat pe Năstase. Eu cred că această afirmație, această părere are dreptul la viață pentru că ea așa seamănă dintr-o parte. Eu o văd altfel. Eu o văd un pic altfel, pentru că în mare parte este așa. Dar problema apare, de ce nu i-a plăcut Mocanu lui Țopa? De ce Mocanu nu i-a plăcut și altora din sectorul economiei reale, cum ar spune ei, cu conturi în bancă, cu impozite plătite la fisc, cu bani pe care i-au făcut, bani care foarte des oamenii de afaceri din Republica Moldova îi cheltuie pentru lux și plăceri lumești, dar nu le dau pentru partide sau dacă le dau partidelor, le dau cu interes, pentru că sunt foarte puțini dintre cei care nu vor dori să financeze un partid fără interes. Deci aici e toată problema. Și eu din cauza asta spun că noi în situația asta în care ne aflăm noi, Republica Moldova, la ora actuală, într-o situație extrem de complicată și noi am caracterizat-o de ce este complicată. Este complicată pentru că lumea nu mai are încredere în clasa politică și nu mai are cum să aibă încredere în clasa politică din simplu motiv că până acum oamenii nu au avut exemple bune, în sensul că n-au fost situații în care un politician să promite și să facă ceea ce a promis. N-au fost situații în care chiar electoratul să-i sancționeze pe oamenii care au greșit sau care au spus una și au făcut alta. Personajele politice care au apărut au fost din comice în mai comice. Oamenii au tolerat, electoratul nostru a tolerat să fie mințit și să acționeze cu cinism împotriva lui. Ori de câte ori l-au pierdut pe un snegur, l-au căutat și l-au găsit pe un Urecheanu. Dacă l-au pierdut pe Urecheanu, l-au găsit pe Filat. Dacă l-au pierdut pe Filat, acum se află în disperare în căutarea unui nou Filat. Și de ce, de exemplu, astă vară lumea spunea căutăm un nou Filat, în toamnă a apărut un Năstase, care lor li s-a părut că ar putea să-l înlocuiesc pe Filat. Acum se vede că Năstase, chiar împreună cu Maia Sandu, dacă îi punem împreună și spunem că unul îndeplinește o parte din funcții și altă parte din funcții, în sensul că, de exemplu, admitem că Năstase ar putea să fie la fel de obraznic ca și Filat, să mintă la fel ca și Filat, să fure la fel ca și Filat. Iar Maia Sandu să îndeplinească rolul, alt rol care
nu știu ce ar putea să însușească Maia Sandu de la Filat în comportament. Eu știu, fudulă, introvertită, nesociabilă sau nu știu care. Deci admitem că îi punem pe ăștia împreună și mai găsim pe cineva și ar putea să întrunească un personaj colectiv a ceea ce a fost Filat și să dea satisfacție la o parte din cei care caută acum un înlocuitor al lui Filat. Nici asta nu se iasă. Nici asta nu se iasă pentru că societatea asta între timp își pierde energiile și își pierde resursele umane pentru anumite acțiuni. Lumea asta, deci societatea moldovenească la ora actuală trăiește într-o rătăcire enormă. În situația în care populația, tinerii care cresc fără școală, fără părinți, cei care sunt buni părăsesc Republica Moldova și nu se mai întorc niciodată. Cei care au fost mai în vârstă de mult au plecat și noi am rămas cu o populație care trăiește cu ceea ce vede la televizor. Iar agenda publică la ora actuală o face Plahotniuc. Agenda publică o face Plahotniuc și televiziunile lui. După meniul făcut de publică trăim noi la ora actuală, de televiziunile lui Plahotniuc. Iar dacă Plahotniuc vrea să organizeze o conferință de presă a platformei, dar el o organizează, pentru că el face o provocare la care valetul o să răspundă imediat. Eu când spun valetul, mă refer la Năstase. Sigur că o să răspundă și o să-i trimite corespondenți la acea conferință de presă liberi și independenți, care o să-i pună întrebări și el să știe cum o să răspundă Năstase deja la întrebările lui. Iar știind cum o să răspunde, o să facă film despre ceea ce este Năstase, că minte, că nu răspunde cum trebuie, că răspunsurile lui sunt comice și așa mai departe. De-aia vă spun, bunii mei prieteni, dacă nu ne învățăm să râdem asupra metehnilor noastre, asupra viciilor noastre, asupra problemelor noastre, noi degrabă nu facem nimic în țara asta, pentru că la ora actuală Republica Moldova este un teritoriu abandonat. Ceea ce spuneam noi, mișcarea populară antimafică, dacă nu facem un efort în scurt timp să ieșim din mizeria asta, noi o să fim o bălărie a Europei, noi asta am ajuns. Europa la ora actuală, apropo, pentru cei care se întreabă de ce americanii au stat de vorbă cu Plahotniuc. Vă spun de ce au stat de vorbă cu Plahotniuc. De atât că lor le trebuie ca aici, în Republica Moldova, să nu se întâmple nimic atât timp cât ei au de rezolvat alte probleme mult mai importante. Să nu se întâmple nimic în sensul securității regionale. Pentru că există, am spus și altă dată, există atâtea probleme și Republica Moldova nu trebuie să fie o problemă. Și cine rezolvă problema asta pentru moment? Poate fi și Plahotniuc pentru ei. Problema nu e în ei, nu e în americani, nu e în europeni, problema e în noi. Problema e în noi pentru că aici nu există la ora actuală resurse umane să schimbăm situația. Și dumneavoastră, uitați-vă, vă rog, la cei care ar fi, nu neapărat plătiți, mă refer acum la oamenii din domeniul, hai să zicem, intelectual. Deci eu, de exemplu, întotdeauna am considerat că Maia Sandu este mai aproape de noi, de mișcarea populară antimafie și nu numai de mișcarea populară antimafie, dar hai să zicem de intelectual, de înțelesul intelectual al lucrurilor, nu de mahala, așa cum au fost toți ceilalți. Pentru că Maia Sandu totuși venea dintr-un mediu de felul ăsta. Eu nu am considerat niciodată că Maia Sandu a făcut reforme în învățământ, niciodată n-am considerat așa. Eu n-am considerat că Maia Sandu este un bun politician în niciun caz. Eu am considerat că a fost un accident, a fost o întâmplare nefericită ca Maia Sandu să ajungă lider politic și să reprezinte un orizont de așteptare. Eu vă amintesc că noi, mișcarea populară antimafie, în condițiile verii trecute, când ei căutau un prim-ministru împotriva lui Filat, am zis că Maia Sandu ar putea să fie prim-ministru, referindu-ne la faptul că Maia Sandu ar fi putut, ajungând în funcția de prim-ministru, să catalizeze procesele din faptul că nu se va înțelege cu ei, fiind din alt domeniu decât Plahotniuc și toți ceilalți. Maia Sandu ar fi putut cataliza unele procese prin care această guvernare se plece cât mai repede. La asta ne refeream atunci. Pentru că reforme în învățământ, așa cum vă spuneam și altădată, dacă îl întreb cineva, dar ce reforme s-au făcut în învățământ? Nu se poate să-ți spună nimeni, dar vă spun eu ce reforme le-aș fi văzut eu în învățământ. Dacă în învățământ sporneau reformele acum 6 ani, noi acum am fi avut elevi în clasa 6-a.
Pentru că mama mea, învățătoare de clasele primare, m-a învățat, încă țin minte de atunci încă, că școala se începe de la clasa 1. Din 1 septembrie, clasa 1, de acolo se începe școala. Acolo trebuie să se înceapă școala noastră. Și vă închipuiți că noi acum am fi avut elevi în clasa 1. Nu absolvenți care ne lăudăm că 50% dintre ei nu au promovat BAC-ul. Asta, mă rog, poate fi văzut și asta ca un rezultat coercitiv. Nu la asta mă refer. Mă refer la școală care le-ar pune copiilor pixul în mână și i-ar începe a învăța și a educa în sensul unei societăți moderne și europene. Am fi avut astăzi, zic, elevi în clasa 6, noi asta nu avem. Și nici nu o să o avem de grabă. Noi 6 ani de zile după comuniști i-am ratat în sensul ăsta. Ori noi spuneam, dacă am fi avut noi un ministru a educației care să fi cerut investiții în școala primară, dacă am fi avut un program care, acum așa spun din burtă, care s-ar fi numit 4 clase la români, pentru că brandul 4 clase la români a bătut toată propaganda sovietică cu palma jandarmului român, cu o căciulă la care chipul trebuie să-i dea onorul moldovenii când treceau pe lângă dânsa și multe alte prostii care le-au vorbit despre români. Nu a existat brand mai puternic în zona asta și instituție în perioada sovietică mai credibilă decât 4 clase la români. Iar oamenii noștri nu de mult au dispărut dintre noi, pentru că le-a venit vârsta la care s-a dus în lumea celor drepți. Nu de mult au dispărut această clasă de oameni dintre noi. Dar în perioada sovietică acești oameni au fost de folos, au fost ucioceși prin brigăzi, au fost brigadieri chiar, președinți de colhoz, președinți de Sovietul Sătesc și așa mai departe. Adică cei care aveau 4 clase la români aveau o educație mai bună decât au făcut ei pe urmă 8 clase la ruși. Și noi cu asta ne confruntăm acum. Eu vorbesc de o problemă reală. Nu despre asta ziceam să ne batem joc. Asta trebuie să luăm aminte, să ne batem joc de comportamentul politicienilor. Iar liderul multora dintre ai dumneavoastră, care astăzi înnăsta să văd un lider politic, nu știu de care, este bine și cu minte să ne batem joc de un asemenea comportament. Pentru că în momentul în care omul iese la televiziune și spune, slavă Domnului, zice, v-am spus ieri, slavă Domnului că m-a atacat pe mine Plahotniuc, slavă Domnului că eu am fost ținta, că eu încă sunt rezistent, dar Doamne ferește dacă ținta lui era Maia Sandu, vă închipuiți ce era, adică ea sărmana. Ia săraca, el e tătucă, el se vede deja, personajul ăsta este atât de comic și eu de aia mă refer la el, pentru că protestele care trebuiau să dea această societăți un orizont de așteptare în sensul că să facă o schimbare, au dat un pitic. O dat un pitic, mă refer la pitic spiritual și moral, apropo de aceste calificative. Și eu vă spuneam și cu o altă ocazie. Domnule, eu în 4 ani de luptă împotriva lui Plahotniuc, și nu numai eu, dar deci curentul care l-am creat noi atunci, toți colegii mei, noi nu țin minte cineva dintre noi să ne fi luat de fizicul unuia dintre adversarii noștri. Pentru că dacă omul este mic de statură, el nu mai poate face nimic, el nu poate deveni mai înalt de statură. Din cauza asta am spus, oamenii nu trebuie dezumanizați, nu trebuie să iei de fizicul lor, de faptul că e urât, că e frumos, că nici eu nu stare frumos, de exemplu, probabil, poate Năstase e mai frumos, nu-s la fel de plinuț ca el, sau nu știu care sunt caracteristicile, nu asta trebuie să ne intereseze, pentru că noi avem pitici intelectuali și morali. Aici e problema. Eu, de exemplu, am spus că Plahotniuc este criminal și rămân la aceeași părere. Plahotniuc este are minte criminală. Plahotniuc e hoț, proxenet, dar când spui lucrurile astea, ai în vedere că omul, că el e ființă umană până la urmă. Deci ființa asta umană, umanoidul ăsta, ar putea la un moment dat constrâns sau speriat sau nu știu ce să renunță la această activitate criminală. Nu poți renunța însă la statura ta și de atunci nu-i bine să faci lucrul ăsta. Înțelegi ce spun eu? Eu spun de activități politice marginale la care recurg oamenii ăștia. Că ai impresia că toată că li s-au terminat în jurăturile și atunci recurg la talpa broaștei. La talpa broaștei recurge disputa politică.
Și nu mai există la ora actuală dispută politică. Există înjurături. Plahotniuc le face agenda, Plahotniuc îi pune să le răspundă lui la niște întrebări. Ăștia în disperare că practic au pierdut sprijinul popular, se antrenează în agenda lui Plahotniuc și îi dau conferință de presă la care vine, așa cum v-am spus, presa lui Plahotniuc și încep să-i înjure. Pentru că tare urâtă a fost chestia aceea când așa zișii combatanți din jurul lui Năstase, el umblă și cu bodyguard, dacă l-ați observat. El umblă și cu bodyguard, mamă, umblă și cu bodyguard. Omul ăsta umblă și cu bodyguard la ora actuală și bodyguardul lui spune unui ziarist că dacă tu ai să te comporți așa, pe noi am să te spunem la cei pe care i-ai filmat alături de noi atunci când noi echipurile luptam împotriva contrabandei. Asta e politică, oameni buni. Dar dumneavoastră ascultați, vă rog, 24 din 24 de ore ce spune oamenii ăștia. Numai politică nu e acolo. Nu că e o politică, ruși, români, europeni, nu. Politică acolo nu-i. Dar eu presupuneam că încă de astă vară, că dacă îi lăsăm pe oamenii ăștia așa, o să ajungă într-o reglare de conturi criminală. Într-o reglare de conturi criminală. Și atâta timp cât au fost, eu îmi fac titlul de glorie din chestia asta, atâta timp cât au fost Mișcarea Populară Antimafia, a avut cât de cât un sprijin, mă refer acum mediatic și mai putem apărea pe undeva, n-am admis să producă, să coboare totul la talpa broaștei și la reglări de tip criminal. La înjurături de mahala și un bagaj întreg de cuvinte dintr-o zonă care e bună pentru zone din astea mai rău famate, cum ar fi Poșta Veche sau de cartier, mă refer jos pe la Botanica, Muncești și așa mai departe. Nu acolo trebuie să ajungă politica. Noi dacă și vom reuși, vom reuși cu activitate intelectuală. Oricât de banal le-ar părea moldovenilor chestia asta, vom reuși cu oameni care vor ca politica să o readucă în zona intelectuală. Iar acolo, în zona intelectuală, este loc și de dispută, și de zeflimea, și de paradigme, și de metafore, și de figuri de stil. Pentru că asta e politica, întotdeauna asta a fost politica. Și dacă noi nu o să înțelegem lucrul ăsta, Plahotniuc o să ne aducă pe terenul lui criminal, iar acolo el e tare. Și asta se vede. El aici e tare. De exemplu, eu cred că am să găsesc timp să vă povestesc cum Plahotniuc a reușit să evite catastrofa care vine pe capul lui anul trecut, când lumea ieșise revoltată în stradă. Păi uitați-vă la ora actuală. Plahotniuc la ora actuală a reușit totul. Filată e la pușcărie, Timoftei a lui, el a râs de Timoftei ăsta. Și cât îți plătie, mătale? Cât îți dă de filata asta, mătale, pe lună? 5.000 de euro. Păi, mătale, ești președinte. Chiar așa să-și bată el joc de mătale. Dar mătale, nu știi, mătale, meriți mult mai mult. Și eu mă ridic 10 ori plata lunară lui Timoftei. Și a spus, eu te fac boier, mă, tale, ești președinte. Cum așa și-o bătut joc filata asta? Și ăsta șede și socoate. Băi, dar eu am încă venituri ratate în perioada și filat nu m-a luat în seamă. Și plecat filata și iese de minți în celulă. Acum că Timoftei îi trimite semnale de acolo, să adune Consiliul Superior de Securitate, să facă ceva, nu se întâmplă nimic. De atât Timoftei, deja e în mâna lui Plahotniuc. Dar Timoftei, vă amintesc eu, reprezenta la un moment dat un orizont de așteptare pentru ăștia din stradă, când credeau că Timoftei poate deveni erou să lupte. Așa cum fac acum în cazul unei judecătoare, Domnica Manole, de două zile, asta e erou național, după ce o rupt atâta destine umane prin judecăți. Nu s-o deosebit cu nimic de alți judecători. Și ăștia spun, Domnica Manole, acum este persecutată. În cazul în care și ea spune cuiva că Domnica Manole a adoptat o decizie vădit nelegală în cazul referendumului. Că nu a trebuit referendumul și ala nimănui, nu a trebuit alegerile astea prezidențiale nimănui, a trebuit dați afară și nu rămâne nimic. Cum să nu ne batem joc de o asemenea formă de manifestare? Cum să nu ne batem joc? Iese tipa aia și plânge. Tu înțelegi? Adică e acum cu o singură chestie, cu o singură decizie de asta aberantă, e s-o reabilitat pentru toate crimele care le-o săvârșit altă dată și e persecutată. Și astăzi îmi spune cineva, îmi spune o doamnă care e bine informată, care nu are timp, omul lucrează, e băgat în business și mai departe și îmi spune, ei, ați văzut cum cu domnica asta Manole, cum o persecută ăștia și mai departe. Da, deci sigur lucru care pot eu să-l spun în cazul ăsta, că și alți colegi de-ai domnicăi Manole și ea la fel, trebuie trasă la răspundere altă dată pentru alte chestii, nu numai pentru asta, dar aici e o decizie vădit nelegală în cazul ăsta.
în cazul referendumului, este o decizie vădit nelegală, pentru că ea nu putea să adopte o asemenea decizie, și asta vă spune orice judecător, orice jurist vă spune chestia asta. Asta se vede de la o poștă. Dar la noi lumea cu ce trăiește? De asta le spun politicienii. La noi trăiește lumea cu spiritul de gașcă. Deci la noi ceea ce sugerează, ceea pentru ce merită bătuță ăștia de la platforma, da? Că ei au sugerat acestor oameni, oamenilor noștri simple, le-au sugerat lucruri greșite. Deci în numele unui bine iluzoriu poți face rău. Înțelegeți? Deci poți încălca legea, poți stropși ziariști, poți face orice, poți manipula la jurnal TV 24 de ore, pentru că o face în numele unei cauze nobile, spun ei. Noi nu o să ieșim niciodată din mizeria asta. Niciodată nu o să ieșim din mizeria asta. De atâta mizeria crește, pentru că la un dram de mizerie a platformei, da, Plahotniuc pune o tonă de mizerie de-a lui. Ați văzut? Iată, pentru ce? De ce oamenii ăștia ajung la sentimentalisme de astea unsuroase, cum au făcut oamenii ăștia? Eu și eu acum mă refer la un caz concret. Noi ați văzut, ați fost martorii acestui film manipulatorul care l-a făcut Plahotniuc împotriva lui Năstase. S-a ajuns la mama lui acasă și o intervievează de la poartă pe o femeie care nici în gând nu are ce se întâmplă conturi, el nu știe ce înseamnă cont bancar, e o femeie de la țară. Dar de ce i-a trebuit? De ce i-a trebuit lui Năstase ăsta de la toate meeting-urile de pe scenă să vorbească? Mama mea, fratele meu, familia mea, pentru ce îți trebuie lucrul ăsta? Ce are politica în general? Ce are să iei tu de bunielul lui Plahotniuc ăsta? De familia lui și mai departe? Spune-i ce face el, că el n-are cum să îndrepte faptele lui bunielul tău. Cum tu nu ai cum să îndrepti pașii lui mama ta bătrână și bolnavă? Pentru ce trebuiește? Aici trebuie să se ducă politica. Și ăștia toți trăiesc cu fericirea. Dar uite cum a făcut. Da, asta e agenda lui Plahotniuc. Deci voi v-ați dus pe câmpul lui Plahotniuc. Plahotniuc nu poate lupta pe câmpul metaforilor, pe câmpul intelectual, a unui mesaj intelectual. El nu poate lupta într-o zonă a doctrinilor, a ideilor, a economiei, a tot ce aici trebuie să facă un stat, a managementului administrativ, a reformelor. Aici Plahotniuc nu poate lupta. Plahotniuc v-a adus pe voi, pe toți, pe terenul lui criminal și acolo el vă bate pentru că el e mai bun. Eu de aia am făcut gluma aceea ieri, care consider că e o glumă bună. Culmea marazmului în situația asta o să fie când Plahotniuc o să ducă la mama lui Năstase acasă și o să-i propună bani pentru operație. Și el a meritat-o, Năstase, chestia asta. A meritat bătaia asta de joc, pentru că nu așa, nu faci politică cu sentimentalisme de astea pe care ieși și le spui atunci când nu ai un mesaj politic în piață. Mama mea, tatăl meu din ceruri și așa mai departe. Amintiți-vă pe Postanacu din România, Joan acela care a strigat: Mihaela, dragostea mea, sunt președintele României. Cam așa se comportă ăsta și de asta nici măcar nu râdeți. De asta nici măcar nu râdeți. Aici e marea problema noastră, că noi nu avem cum să ieșim din mizeria asta atâta timp cât nu înțelegem situația noastră foarte proastă. Și vă asigur eu, bunii mei prieteni, că în momentul în care această paradigmă se va schimba, o să vină o zi când lucrurile se vor schimba, cu atunci când partenerii noștri străini vor acționa aici, în virtutea faptului că lucrurile merg spre rău. Atunci când o echipă de oameni pe care îi adun eu acum și care sunt în țara asta, o să aibă un cuvânt de spus și vor fi auziți. Că acum noi nu putem, noastră știți, eu mă păstrez aici pe internet, nu avem acces nicăieri. Nu avem acces absolut nicăieri și cuvântul ăsta al meu nu se aude nicăieri decât prin contribuția noastră care mai faceți share pe Facebook. Numai așa se aude, se mai poate auzi cuvântul nostru. Și slavă Domnului, lumea știe că existăm undeva într-o nișă pe internet unde ne poate găsi. Slavă Domnului că avem această ferestruică pentru câteva mii de oameni care ne găsesc aici. Că vă asigur și aici, nu că eu exagerez, noi știți foarte bine, dacă n-am mai fi nici acest spirit, dacă n-am avea un program, dacă n-ar exista optimismul nostru că lucrurile se pot schimba, chiar ar fi slut de tot. Pentru că țara asta, acum, a ajuns să facă exact ceea ce vrea Plahotniuc.
Plahotniuc o vrut să-i fenteze pe ăștia și să-i ducă pe tărâmul. Uitați-vă dumneavoastră ce au făcut ei. Pentru ce a trebuit? Când trebuie dată jos metodic guvernarea asta, noi am ajuns acum să discutăm despre alegeri prezidențiale. Care alegeri prezidențiale, oameni buni? Legea și reforma care a fost făcută în 2000, reformă care nu a fost dusă până la capăt, era cea mai bună pentru Republica Moldova. Noi nu avem nevoie de un Tătuca națiune, noi nu avem nevoie de un Putin, de un Lukashenko sau de un Nazarbayev în Republica Moldova. Noi nu trebuie să devenim republică prezidențială. Pentru că republică prezidențială pentru oamenii noștri înseamnă Tătuca națiunii. Și uitați-vă că ăsta care că în societatea asta cum se întâmplă? În societatea asta întotdeauna este nevoie de un lift social. Iar liftul social este o carieră de creștere, adică temeinică, prin muncă, prin sudoare, prin a învăța, a însuși, a te antrena și așa mai departe. Ăsta este cel mai bun lift social. Este adevărat că există și alte lifturi sociale care înseamnă a rachetii când se produce o revoltă socială și pe cineva îl împușcă în sus și îl împușcă pe cel care se nemerește. Un Năstase, de exemplu, care înseamnă cu un cățeluș simpatic, îmi pare rău că spun de cățelușul ăla simpatic, îmi pare că Belka îl chema, care a fost pus într-o navă sovietică și l-a trimis pe orbită. Cam Belka-i Năstase ăsta al vostru. Cam Belka-i Năstase ăsta al vostru, pentru că Plahotniuc îl joacă cum vrea. Și aleargă. Ieri l-am văzut cu domnica Manole și ea, alerga, sărie în brațele polițiștilor, să-i facă fotografii și el chiar să vede un fel de Tătuca națiune. Și eu nu văd motive să nu o luăm în serios, pentru că s-ar putea ca o parte din oameni, dacă nu mai văd pe nimeni altcineva, să meargă după căpcăunul ăsta, că altfel nu pot să-i spun. Altfel nu pot să-i spun, dar pericolul e mare, gata, gata, nu mai există nici Maia Sandu. Trebuie să țineți minte cu toată povestea asta cu un candidat unic, cum zic eu, un candidat comun, este o poveste cum era și povestea ce e cu Platforma Civică. Cu Platforma Civică și că ei vor face ce își nu interesează politică. E aceeași poveste. Dacă nu-i Năstase candidat la președinte, nu va fi niciun fel de candidat comun. Nu o să fie, clar. Pe Maia Sandu eu scos-o din cărți, nu mai există Maia Sandu. Nu mai există. El este. Pentru că are televiziune. Dar asta e primejdios, asta e periculos, oameni buni, dacă ajunge lumea asta să creadă că Năstase ăsta poate să ajungă președinte. Slavă Domnului, asta nu o să se întâmple. Știți de ce? Pentru un lucru foarte simplu, alegeri prezidențiale nu o să fie. Și eu vă spun, țineți minte ce vă spun astăzi. Alegeri prezidențiale nu o să fie. Știți de ce? Pentru că Plahotniuc nu le dorește. Există foarte multe semne care spun despre faptul că alegerile prezidențiale nu vor avea loc. Că ceea ce a făcut în Curtea Constituțională a fost o stratagemă prin care să oprească populația asta pornită într-un mod criminal de platforma DA. Să aleagă un președinte din întreg poporul. Deci Plahotniuc a lăsat, dă drumul la Abur, gata. La ora actuală se vede că ei în piață nu mai pot aduna nici măcar câteva sute de oameni. Și la vară, când o să fie cald și lumea o să se odihnească, au o parte o să se odihnească, o parte au munci de câmp, atunci Plahotniuc o să renunțe la alegerile prezidențiale. Deja se văd semne. Este unul care spune că trebuie să avem republică prezidențială, alții vor o republică parlamentară, dar stați o clipă, oameni buni, trebuie să stăm, să ne gândim, să vedem cum facem, cum dregem și așa mai departe. Asta vă spuneam. Reforma care trebuia dusă până la capăt în 2000, aceea era bună pentru Republica Moldova. Nu avem nevoie de un Nazarbayev, Lukashenko sau Putin. Republica Moldova trebuie să fie republică parlamentară. Pentru că într-o republică parlamentară putem să găsim un consens. Președintele Republicii trebuie să aibă mai puține împuternicire. Nu trebuie redus Timofte la Condrița. Trebuie reduse împuternicirile pentru un Timofte și nu de făcut din el Arlechin. Asta trebuie făcut în Republica Moldova. Iar faptul că președintele ar urma să fie ales în Parlament printr-un consens al tuturor, iar acel președinte să fie doar simbol, este cea mai bună variantă. Este cea mai bună variantă. Și criminalii ăștia care au inițiat referendumul ăsta sunt buni de trimis la groapa de gunoi a istoriei. Eu acum
eu acum nici măcar nu mă pot bucura de ceea ce o să fac Plahotniuc, pentru că Plahotniuc o face doar în interesul lui și mai dărâm încă o dată societatea asta prin faptul că va renunța la alegeri prezidențiale. Chiar dacă nu ascund, mi-e bucurie că rămâne ăștia toți cu buza umflată, pentru că ăștia sunt un pericol la fel ca și Plahotniuc. La fel ca și Plahotniuc, nu întâmplător, vă spuneam, sunt o apă și un pământ. Din păcate, în Republica Moldova, ei reprezintă un orizont, adică există oameni care ar putea vota pentru oameni ca Năstase. Năstase își găsește corespondenți ca dânsul, oameni cu educație puțină, oameni care sunt îndreptați să creadă în minuni, oameni care îi acceptă orice prostie pe care o spune el. Asta e din păcate, oamenii buni au plecat, am de foarte multă lume educată, au plecat din Republica Moldova la munci psihotare. Și îi se folosesc de prostimii ca să-și promoveze o luptă intermafiotă cu Plahotniuc. Și uitați-vă la ce s-a ajuns. Apropo, eu mai revin încă o dată la chestia asta și trec să vă răspund la întrebări. Cei care interpretează, eu niciodată nu m-am ferit să dezbat anumite probleme. Nu m-am ferit și eu aș fi bucuros dacă aș avea interlocutori în studio să dezbatem probleme, că aici lumea numai se înjură. Tocmai asta și nu ne dă nouă creștere. Tocmai din cauza asta noi nu putem să mergem înainte, bunii mei prieteni, pentru că nu există dezbateri, televiziunile sunt manipulatorii, luptă politică propriu-zis nu mai este și de cât am ajuns acolo unde am ajuns. Eu încerc să reabilitez disputa politică. Eu încerc chiar polemizând singur deocamdată și neavând oponenți politici, pentru că, așa cum vă spuneam eu, în condițiile Republicii Moldova nu prea seamănă ca ceea ce fac eu să se numească politică în Republica Moldova. Mai degrabă, politică e ceea ce face Năstase, cum dă el din coate și cum reușește el să o jălească pe Maia Sandu că slavă Domnului, Maia Sandu nu este ținta atacurilor politice din partea lui Plahotniuc, dar țintă este el cel care poate rezista. Bunii mei prieteni, trec să vă răspund la întrebările dumneavoastră și eu sper că reușesc să vă răspund la întrebările dumneavoastră, pentru că astăzi o să încercăm să vă răspund un pic altfel, încercăm să ne tehnologizăm. Eu am și întrebările dumneavoastră, le am și pe hârtii, am găsit prima întrebare, dar am să încerc să vă răspund la întrebări pe care o să mi le trimit colegii mei electronic și dacă astăzi o să fie o mică problemă și o să încurc anumite întrebări, o să mă iertați. Eu le am și pe hârtii, vă le arăt, dar le am și electronic. Bună seara, domnule Mocanu, cum vi se pare scenariul Maia Sandu, președinte susținută de Departamentul de Stat și cu Plahotniuc prim-ministru? Bună, mei prieteni! Minciuna sau fișca, cum ar fi pe la ei, că Maia Sandu este sprijinită de americani, așa se spunea, este o invenție, este o nouă poveste moldovenească și oamenii care se uită atent la fenomenul politic din Republica Moldova s-au cam lămurit cu povestea asta atunci când Maia Sandu a fost pus în fața unei dezbateri cu Ion Dron la televiziunea moldovenească și unde ea nu a putut face față unei dezbateri simple, pentru că Ion Dron atunci a îndeplinit rolul jurnaliștilor, nu a atacat-o cu răutate, el i-a spus despre îndoielile lui, a întrebat-o de ce ar trebui să o creadă. Și Maia Sandu a clacat. Maia Sandu nu a avut elocvența să răspundă. Iar chestia asta asociată cu ceea ce a fost congresul Maia Sandu, mai multă lume a zis, stați o clipă, dar americanii nu pot face asemenea congres. Dacă erau americanii în spatele Maia Sandu, trebuia să fie un congres serios. Și nu mă refer acum la faptul că congresul acela trebuia să fie pompos, bogat sau cumva. Trebuie să fie altfel de congres. Acolo ar fi trebuit să fie mesaj politic, altă prestație, cu totul altă situație ar fi trebuit să fie. Asta nu s-a întâmplat.
Și din cauza asta, Maia Sandu, vă asigur eu, Maia Sandu nu este sprijinită de americani. Credeți-mă și o să vă convingeți și dumneavoastră mai târziu. Deci Maia Sandu este un produs local, moldovenesc. Maia Sandu, cu background-ul ei, așa se spune la noi în sat, cu biografia ei de ministru într-un cabinet mafiot, cu biografia ei de ministru care a cunoscut agenda publică, mai puțin publică, agenda guvernului când a fost votat și în străinarea aeroportului și, și eu mă iertați că trebuie să opa este și îndepărtarea și în străinarea aeroportului și multe altele. Se vede că o să fie greu să vă răspund la întrebările care îmi vin electronic, nu știu din ce cauză. Nu știu din ce cauză, vă rog să mă iertați, dar merge greu. Se vede că colega mea care îmi trimite nu este pe Skype și atunci eu nu le pot citi. Am să trec să vă răspund la întrebări așa. Mă iertați că o să fiu un pic așa astăzi și cu întreruperi și cu așa, pentru că așa, o coincis. Asta e aceeași întrebare, sper că se restabilește și acolo. V-am răspuns, cred că, cu Maia Sandu. Maia Sandu nu este a americanilor, șoșotele din Chișinău inventate de Țăranu și de Socor, că Maia Sandu este sprijinită de americani, este a americanilor. Stau americanii pe undeva pe la Prut și așteaptă Maia Sandu să ajungă președinte, să intre în Republica Moldova cu toate tancurile, tunurile, rachetele și mai departe. E de râs chestia asta, oameni buni. Nu există strategii la Washington sau la New York sau în altă capitală din Occident care să aibă politicieni din Republica Moldova pe care să-i sprijine. Au făcut o leacă de încercare nemții, de exemplu, în Republica Moldova, având o imagine greșită asupra lui Leancă, să sprijine și nu politic, dar să sprijine pentru o fundație de acolo. Apropo, Leancă și-a mai căpătat motivații. Leancă era aproape mort zilele trecute. Asta vă spun cu titlul de informație și credeți-mă pe cuvânt că așa este. Leancă era aproape mort săptămâna trecută, deci era demotivat total să mai facă politică în Republica Moldova dintr-o chestie foarte groaznică pentru el. I s-a terminat termenul în care statul îi mai dădea mașină de serviciu, că a fost prim-ministru un an de zile, și pază de corp. Dar el nu poate fără pază de corp deja. El e atât de important, el doar trebuie să urce ritualic în mașină. Lui trebuie să-i deschide portiera cineva din paza de corp și când merge pe drum să fie niște bodyguards în jurul lui. Așa îi se dă, așa capte omul importanță politică. Și a reușit să ajungă la oamenii lui Plahotniuc și să-i se deie pază de corp în continuare și mașină de la guvern încă pe jumătate de an înainte. Stimații mei prieteni, vă dați seama ce înseamnă chestia asta. Omul are motivații de a mai fi în spațiu public dacă are mașină de la guvern și bodyguard. Și bodyguards, pentru că eu, așa cum vă spuneam, este o mare motivație pentru moldoveni să aibă mașini cu girofar și bodyguards în jurul lui. Dumneavoastră, cine ori despre Năstase este, el tot are girofar deja, tot îi se învârte girofar deasupra capului, care bodyguard pe lângă dânsul, el este amenințat. El este amenințat de mafie. Dar Leancă, cui trebuie? Hai să spui că Năstase ăsta, măcar să teme de Plahotniuc, Leancă, cui trebuie? Există rost în pază de corp, mașini și mai departe, dacă am avea oameni în stat, un fost prim-ministru, un fost președinte, care, domnule, știi că au fost într-o luptă crâncenă cu servicii secrete străine, cum era Saakashvili în Georgia, au încercat să dea un război împotriva unei invazii rusești, serviciile secrete rusești, cred că îl urmăreau peste tot, era justificat pentru Saakashvili să aibă pază de corp. Hai să spunem că un președinte, un fost prim-ministru, a luptat împotriva mafiei, a luptat împotriva unor carteluri criminale și așa mai departe. Păi și nu deranjat Leancă ăsta? Cui trebuie Leancă ăsta, leșinatul ăsta să umble și după ce a fost prim-ministru cu pază de corp? În ce țară trăim noi, oameni buni? El are pază de corp și Plahotniuc a zis, bun, hai lasă, mai dați-i jumătate de an. Pază de corp, poate fi băiat bun.
Dar el pe de altă parte, deja cocheta cu Aldemestase pe la Berlin, nu știu pe unde, poate identifică un candidat comun și așa mai departe. Și eu trebuie să mă învăț a râde de ei, eu nu pot. Eu încă vorbesc cu foarte multă patimă. Cred că totuși trebuie să nu-i luăm atât de mult în serios și să râdem de ei, să râdem că altă ieșire n-avea. Domnule Mucanu, unde a dispărut din spațiu public Pavel Mitrican? Dar el a existat? Dar deși el a apărut, Pavel Mitrican, în spațiu public, chiar ieri a apărut, la Publica. A apărut într-o secvență pe care o arăta oamenii lui Plahotniuc, cum el cu Mușuc a intrat la judecătoarea domnica Manole și aceea le dă consultație cum și să spună în cazul unei judecăți, unde ea e judecător pe caz, zicea, și să spună ca să-l poată înfrunta pe Ghimpu, care se judecau. A apărut Mitrican. E sovietic la cap Mitrican ăsta. E din zona comuniștilor, Dodon, ăsta pe la Șo. A fost observat. E de pe acolo. Domnule Mucanu, nu uitați de lista de cărți pe care le-ați recomandat să le citim pentru a ne depăși condiția de moldoveni obișnuiți. Mersi, vă mulțumesc mult. Câteodată, bunii mei prieteni, este de ajuns și o carte, două, pentru înțelegerea lucrurilor. Dar eu totuși visez ca să găsim ceva timp să discutăm despre lectura cărților, să facem o discuție despre cum trebuie lecturate cărțile. Eu chiar sunt tentat. Vă mulțumesc de această întrebare și hai să revenim. Eu cred că, iată, se mai liniștește viața politică, o să avem mai puține evenimente politice. Năstase nu mai reușește să-și scoate deci câteva zeci de oameni în stradă, pentru că aici cam s-a terminat acțiunea lor. Și poate vine o perioadă, iată, vine sezonul estival și prindem o perioadă așa și poate o emisiune, două, o dedicăm lecturilor, pentru că eu am trăit în lecturi, eu copilăria mea am trăit în lecturi, eu am trăit imaginații de la Jules Verne până la Mark Twain, cu tot ceea ce se putea citi în perioada aia. Acum eu nici măcar nu mă laud, eu spun o stare care este lectura și lectura este altceva decât vizionatul filmelor sau citirea știrilor pe internet sau pe Facebook. Lectura e o temă aparte și contează foarte mult de unde începeți această lectură, de la ce începeți această lectură sau unde o continuați. Eu am să vă dau niște recomandări în ceea ce înseamnă pentru mine a lectura ceva. Domnule Mucanu, care este rolul organizațiilor non-guvernamentale în lupta între clanuri mafiote? Organizațiile non-guvernamentale au fost utilizate ca masă de manevră în această luptă dintre clanuri mafiote. Deci deci organizațiile non-guvernamentale în Republica Moldova sunt, bine, haideți să facem așa, că și Aeroclubul Chișinău, de exemplu, este o organizație non-guvernamentală, dar Aeroclubul Chișinău nu este implicat în lupta politică. Spre exemplu, eu care sunt pilot sportiv în Aeroclubul de la Vadului Vodă, în glumă, dar și în serios, vorbesc că 184 de hectare de pământ pe care e situat aerodromul sportiv este o republică liberă de îndoctrinări, de viață politică chiar și așa mai departe. Deci este o republică care acolo oamenii își trăiesc libertatea unui vis. Așa, asta este un ONG care nu este implicat în politică. Și noi avem ONG-uri foarte multe care trăiesc fără granturi, fără să facă flash mob-uri și își duc o viață, oamenii prin ONG-uri își rezolvă o anumită activitate. Există însă cei ce cunoașteți dumneavoastră, ONG-urile pe care le cunoașteți, cunoașteți niște speculanți, de la una Antonița Fonari, care se inflamează pe nu știu ce subiecte, dar de fapt a stat și a mâncat din palma guvernului nu știu câți ani de zile. Mai este unul ostaf care acum e pe staful lui Plahotniuc. Deci ăștia pentru dumneavoastră sunt ONG-iști.
care s-au hrănit din palma puterii și mai departe. Dar există și oameni onești în țara asta pe care nu-i observați și o să discutăm odată, care nu s-atribuie nemijlocit la și nu se bat cu cărămida în pept că sunt societate civilă. Și altă societate civilă este chiar cea speculativă, cea care se ocupă de politică. Mă refer la Barbă Roșie, la Țăranu, la Boțan, la cine mai sunt acolo tot din, sunt o sumedenie, dar v-am spus câteva figuri care au participat acum la, este una, doamne, cum îi spun, eu văd acum din zi în zi tot mai mult, una la jurnal o văd cu un nume rusesc, o teotie așa foarte foarte aprigă în ultimul timp, ONG-iste și de la societatea civilă și ei parcă se indignează, dar sunt partizani. Și dacă vreți, și presa, și asta, cum îi spun ei, Natalia Morari îi ONG-istă și e chiar, dar cu ce nu-i societate civilă cei ce a făcut Natalia Morari? Eu au făcut niște subcicuri pe acasă, la care au adunat un fel de societate semi-mondienă, semi-politică, după care și-au făcut restaurantul Propaganda și toți ăștia trece pe la TV7, dar îi trece pe acolo în măsura în care îi convenea ei și ei au devenit așa un fel de centru parcă de atracție pentru jurnaliști, pentru oameni care s-au văzut flatați să facă parte dintr-o societate a Nataliei Morari. Ca până la urmă să o vedeți, acum ea se comportă ca șeful unui detașament de partizan care a pierdut legătura cu centru și nu mai știe pe unde și să arunce în aer. Iată, cam asta e. Iată, v-am dat așa o mică caracteristică a ce ar însemna pe aici societate civilă. Dar, de exemplu, o dezbatere televizată la care vine un politician, cum este Maia Sandu, stădron, deci în loc de societate civilă, întreg de toată societatea civilă. Așa cum stă pe undeva și Oleg Brega, pe care nu o mediatizează, care tot stă în loc de societate civilă pe undeva și nu aleargă să mănânce din palma ăstora. Am vorbit despre doi oameni din domenii cu totul diferite și cu manifestări diferite, dar ei sunt puțini, ei sunt câțiva. Restul toți sunt partizani, restul toți sunt speculanți. Bună seara, domnule Mocanu. Este adevărat ce se vehiculează la televiziune, precum că Filat și Țopa sunt amestecați într-un dosar de vânzare de armament? Vă mulțumesc. Eu nu cred lucrul ăsta, pentru că lucrul ăsta îl spune Plahotniuc. Eu cred că dacă Țopa era implicat în vânzări de armament, eu apropo să vă spun ceva. Eu sper să mă întâlnesc cu Petru Bogatu, față de care v-am spus că am respect, dar cu care am intrat într-o mică schimb de replici pe Facebook și vă spun de ce. Pentru că eu l-am văzut pe Petru Bogatu la Publica TV, la caracterizarea acelui film manipulator pe care l-a făcut Plahotniuc. Dacă presupunem că Țopa este implicat în vânzări de armament, apoi atunci recunosc că am și eu o problemă și vă spun în ce constă problema mea. Țopa a ieșit alături de mine în lupta, a ieșit alături de mine și alții, a ieșit într-o conferință de presă în care o rup legământul cu Plahotniuc, cu care erau în niște afaceri și a spus: domnule, în Republica Moldova există mafie. A spus alături de mine și eu atunci am spus: domnule, oamenii ăștia sunt martori într-un proces public împotriva lui Plahotniuc. S-au rupt apele, prezumându-l pe Țopa de faptul că el nu are fapte criminale în spatele lui. Eu până acum vreau să cred că Țopa nu are fapte criminale, despre care eu nu știu, nu vreau să știu și nu are voie nimeni să investigheze de la riscul relațiilor cu anumiți oameni. Și asta încercam să-i sugerez lui Petru Bogatu, că dacă Petru Bogatu admite că Țopa a fost legat în trafic de arme cu But, cu nu știu cine, apoi atunci îi slut de tot, îi slut pentru noi toți. Nu numai pentru mine, Bogatu, dar toți, pentru cei care se identifică cu jurnalul și așa mai departe. Eu vreau să vă spun ceva. Deci manipulările pe care le face Plahotniuc și încercarea de bestializare acum a lui Țopa, asta e ceea ce a înțeles Plahotniuc să facă
în lupta lui, o înțeles, să lupte el cu partea cealaltă, ca să-l demonizeze. Acum să acționeze cu aceeași metodă, să-l demonizeze pe țopa, ca toți cei care au fost legați într-un fel sau altul cu țopa să cadă sub aceeași greblă și el să-și îndeplinească paradigma pe care o spus-o atunci, că nici îngerii nu sunt albi. Bunii mei prieteni, vedeți? Eu v-am spus foarte sincer ce cred eu despre această chestie. Vreau să vă spun încă ceva. Nu faceți din oamenii de afaceri moldoveni, care în niciun caz nu sunt îngeri, nu îi băgați, vă rog, în traficuri de arme, ei nici nu sunt admiși acolo. Eu acum o spun și cu un pic de zeflimea. Eu îl cunosc pe Țopa, pe Victor Țopa, despre care se vorbea. În primul rând că nu cred că e posibil așa ceva. Pe de altă parte, oamenii noștri de aici nu sunt implicați în asemenea chestii. Dacă erau implicați, eu cred că Țopa nu avea dreptul de ședere în Germania. Și eu cred că germanii îl extrădau. Vreau să cred așa. Vreau să cred așa. Dar eu, ați văzut, vă spun sincer, fără niciun fel de ezitare, și cred că dacă cumva admit prin absurd că asta ar fi adevărat, atunci cred că avem mult de discutat subiectul ăsta. Ia stați că îmi pare că am încurcat niște așa. Asta am răspuns. Ei, dacă m-am vrut azi. Bună seara, domnule Ocanu. Cumva vi se pare că scenariul Maia Sandu, președinte, susținut de departament... asta am răspuns. Așa, domnule Ocanu, nu uitați pe listă. Așa, asta am răspuns. Așa, înseamnă că este... asta n-am răspuns. Așa, asta am răspuns. Gata, mă iertați. Bună seara, domnule Ocanu. Este adevărat? Așa, și asta am răspuns. Gata, mă iertați. Bună seara, domnule Ocanu. Unde a dispărut Usatăi cu revoluția lui cu anvelopele? Of, dacă într-o bună zi nu mai auzim de el, cred că nici nu o să ne amintim de el. O să dispară, oameni buni. O să dispară și Usatăi, ca un coșmar, și Usatăi, și Năstas, și... Nu vreau să merg mai departe, că sunt atâția oameni îndrăgostiți de Maia Sandu și Maia Sandu îți dispare. Maia Sandu avea niște... V-am spus, eu fiecărui dau câte o șansă. Luna asta să nu mai vreau să-i dau șansă, pentru că omul ăsta atât de mult o dezamăgit, după câte dezamăgiri o trăit oamenii ăștia. Și nu atâta Năstasă, că Năstasă trebuie luat deja în serios. Că tot ce s-a îngrămădit în jurul lui, tot toate așteptările, lui Filat, lui Țopa, lui cui vreți, lupta politică numai nu acolo trebuia să se ducă. Numai pe mintea lui Năstasă nu trebuia să se ducă. Numai caricatura asta ne lipsă nouă în politică. Numai caricatura Năstasă ne lipsă în politică. Usatăi e o caricatură din aceeași zonă, din cauza asta și așa de mari druji cu Năstasă. Unul e pe o parte și altul e pe alta. Sper să dispară toți ca muștele. Ce știți despre manualul Istoria Românilor de Petre Panaitescu? Nu știu nimic, îmi pare rău. Eu știu multe despre felul cum a fost tratată Istoria Românilor. Nu cunosc despre manualul ăsta. Eu o să mă interesez și o să vă spun. Nu știu. Bună seara, domnule Ocanu. De ce l-ați criticat așa tare pe Bogatu, dacă și el, la fel ca și dumneavoastră, l-a criticat pe Năstase? Bunii mei prieteni, vă rog foarte mult să vă deprindeți cu faptul că oamenii publici discută în contradictoriu. Eu cu Petru Bogatu, așa cum ați văzut din ceea ce am scris eu cu Petru Bogatu mă cunosc de o viață. Eu Petru Bogatu îl respect. Eu de la Petru Bogatu am învățat, dar eu înțeleg că în spațiu public să polemizăm. Eu am încercat o polemică cu Petru Bogatu. El mi-a răspuns înapoi. Și răspunsul lui, pe care dumneavoastră tot îl puteți trata ca și critică, nu m-a supărat. Și am scris lui Petru Bogatu pe urmă în privat. Petru Bogatu îmi scrie la un moment dat, știți ce scrie Petru Bogatu în replică? Scrie... Sergiu Ocanu, deci el mai face niște metafore acolo, da? El are dreptul să scrie așa, că de mult n-am vorbit. Dar el scrie, Sergiu Ocanu care face
ziaristică atunci când nu-i merg treburile și faci politică atunci când îi merg treburile. Și nu e adevărat aici. Ce nu e adevărat aici? Eu, într-adevăr, dacă aș avea acum finanțare și aș putea să eu aș fi, nu știu, aș rupe, aș merge. Nu am resurse la ora actuală. Și aici e pentru bucătoare dreptate. Dar și pot eu să spun în cazul ăsta? E adevărat. E adevărat. Caut în continuare resurse. Pentru că trebuie să ajung. Politica, din păcate, în Republica Moldova a ajuns o activitate de lux pentru foarte mulți oameni. Iar eu nu vreau lux în politică. Eu mi-am cheltuit și ultimii bani pe care i-am avut și am rămas și dator din campania electorală trecută. Și oamenii din jurul meu știu. Și am cheltuit altă dată bani când a fost posibil și era. I-am cheltuit în așa fel încât să nu mă angajez, să nu mă angajez cu banii ăștia în fața nimănui. Și am spus nicio obligațiune în afara interesului public. Obișnuiți-vă, vă rog, să vă deprindeți cu faptul că oamenii publici polemizează. Domnule Mocanu, cu vreo câțiva ani în urmă spuneați că viitorul lui Dodon e ambasador în Zambia, dar acum riscă să fie președinte. De ce am ajuns la ora actuală în așa situație? Îmi pare rău. Îmi pare rău că previziunile mele nu s-au adeverit. Eu nici ambasador în Zambia nu l-aș trimit pe Dodon. Am ajuns așa pentru că noi mai multe lucruri, mai multe previziuni de-a mele nu s-au îndeplinit. Eu l-am vrut pe Plahotniuc la pușcărie alături de Filat și asta nu s-a îndeplinit pentru că oamenii noștri care au rămas aici în Republica Moldova, dacă noi am fi avut un program care s-ar fi intitulat 4 clase la români, astăzi deja, așa cum v-am spus, am fi avut probabil elevi în clasa 6-a și încă peste 10 ani de zile am fi avut oameni la vot foarte conștienți. La ora actuală noi avem oameni cu o clasă la ruși, care stau așa cu un chiștoc în colțul gurii, la un capăt de stradă desfundată și te întreabă, dar nii și-mi dai? El are o hotcă la Vorcuta, încă una la Magadan și abia de mai înțelege două cuvinte românești și cam asta e prin satele noastre. Și pe asta poți să-i cumperi votul cu 50 de lei sau mai puțin chiar. Eu ce pot să fac în fața lui? Și plus la asta, toate televiziunile lui Plahotniuc îl manipulează. Acum și Năstase la alte televiziuni îl manipulează cum vor. Poporul, cum strigă ăștia, poporul deșteptat al Republicii Moldova. Asta e situația. Dar nu disperați, pentru că o trăit și alte popoare pe altfel. Când a venit Hristos pe pământul făgăduinței, acolo vechii evrei stăteau în țarcuri și se trăiau într-o imoralitate groaznică, de la incest până la nu știu ce. Deci era o decădere totală și poporul acela s-a ridicat și a ajuns să dăinuie în toată lumea până acum. Așa și dumneavoastră, nu disperați, pentru că mai există și lucruri care se întâmplă peste păcatele noastre. Câteva zile în urmă, generalul Gămurari a făcut declarații foarte fierbinți despre proxenetul Plahotniuc. Cum a traficat fete prin Turcia din anii 90, este de... Eu zău nu vă înțeleg pe dumneavoastră, cel care mă întrebați. Despre lucruri, dar și declarații fierbinți au făcut Gămurari. Gămurari au repetat niște lucruri care s-au spus până acum, inclusiv le-am spus eu 4 ani în urmă. Nu am nimic, dar nu e atât de fierbinți. Da, este adevărat, dar eu asta v-am spus în 2010. Dacă cumva dumneavoastră, cel care m-a întrebat, n-ați auzit, vedeți că sunt aproape iritat cu declarațiile dumneavoastră fierbinte.
În 2010, eu am povestit în detalii cum au dus fete în Turcia, că au fost fugărit prin Balcan, că n-are diplomă de studii. Care declarație? De ce vă exaltați dumneavoastră așa pe motive? Tot ce s-o putut spune la Hodniuc s-o spus. Dar dumneavoastră vă gâdile la linguriță, nu știu a câta oară cu declarații fierbinți, fiecare valet care este în țara asta. Pentru că gămurarea este, pentru care eu am avut mare respect în 92. Noi la război am stat alături de detașamentul lui, noi și așa mai departe. Omul ăsta a fost un erou a războiului din Transnistria. A ajuns valetul lui Năstase acum. Îmi pare foarte rău. A ajuns valetul lui Năstase. Cum chiar așa? De că și vă vorbesc atât de supărat pe gămurare. Pentru că omul ăsta a fost un om foarte viteaz. La război. O comandat un batalion de băieți tineri care m-am mândrit cu deși în timpul războiului. O ajuns valetul Năstase. Cum e posibil așa ceva? De ce sunteți așa de rău pe Năstase? Dânsul va preluat spiritul protestatar și dumneavoastră ați rămas în umbră. Bun, deci probabil că și așa poate fi interpretat chestia asta. Dar dumneavoastră, până la urmă, și ceea ce afirmați dumneavoastră, este fiecare are experiența lui de viață. Fiecare are experiența lui de viață. Și atunci când vorbiți despre Linz, despre nu știu care, despre pupat, despre că vă ișudă, că sunteți frustrat, că sunteți rău împotriva lui Năstase, cu spiritul protestatar, nu ne-a luat nimeni Năstase nimic, dumneavoastră v-a luat. Dumneavoastră v-a luat și ultima speranță pe care ați mai avut-o că se poate schimba ceva în țara asta. Iar dacă vă place Năstase, ungeți-l pe pâine și trăiți cu dânsul. Eu sunt rău, nu atât împotriva lui Năstase, care v-am spus că eu îl consider un om care a făcut foarte mult rău acestei țări alături de alții. Pentru multe alte lucruri. O să mai revenim la chestia asta, pentru că emisiunea de astăzi a fost prea tumultoasă și am avut niște probleme tehnice, nu numai faptul că n-am putut citi știrile de acolo, de pe iPad. Urmăriți, vă rog, emisiunile noastre. Eu astăzi am vrut să fiu mai comic, mai zeflimitor decât rău, dar am fost și rău și nu-mi pare rău, pentru că răutatea mea este, de fapt, dragoste pe care o am eu pentru oameni și disprețul pe care îl au pentru care l-am pentru urâtul din acești oameni, uricenea pe care o au oamenii ăștia în ei. O seară bună!